O bunicuță suedeză și-a îndeplinit visul. Aceasta a sărit cu parașuta la vârsta de 103 ani. Conform site-ului mesajul.ro, o bunică suedeză în vârstă de 103 ani a doborât duminică recordul mondial pentru cea mai în vârstă persoană care a efectuat un salt în tandem cu parașuta, spunând că plănuiește să sărbătorească cu o prăjitură, relatează AFP. Ruth Larson a devenit cea mai învârstă persoană care a sărit cu parașuta în tandem. Bunicuța, care are 103 ani și 259 de zile, a doborât precedentul record în domeniu, deținut de o persoană care avea vârsta de 103 ani și 181 de zile. A fost minunat, mă gândeam de multă vreme să fac asta. Totul s-a petrecut așa cum era prevăzut, a declarat Ruth Larson pentru agenția de presă suedeză TT. După ce rut și instructorul ei de zbor au aterizat cu bine, câțiva asistenți s-au grăbit să o ajute să se ridice și au adus cadrul metalic folosit de ea pentru a se deplasa. Femeia a spus că i-a plăcut acea coborâre lentă de jos în sus și că întreaga experiență a fost agreabilă. Un reprezentant al cărții recordurilor Guinness a fost prezent pentru a înregistra saltul. Ruth Larson, care are 103 ani și 259 de zile, a doborât recordul anterior deținut de o persoană de 103 ani și 181 de zile.